Hai, salut băi, și bine v-am regăsit la un nou episod de pe acest canal, sau mai bine zis, un nou tutorial. Astăzi pur și simplu o să vă învăț cum să schimbați tema de la Discord, pentru că toată lumea știe că dacă nu ai Nitro efectiv nu poți schimba tema de la Discord. Eu nu mai știu unde sunt temele, sincer, la Appearance aici. Puteți schimba doar Light sau Dark, dar astăzi vă voi arăta o metodă cum să schimbați temele fără să aveți Nitro la Discord, printr-o simplă aplicație care puteți schimba tema și na, hai să-i dăm drumul la treabă. Întâi intrăm pe Google, normal că o să vă las un link în descriere, nicio problemă. Scriem frumos Better Discord pe Google. Dăm pe primul link, linkul o să-l aveți și în descriere, repet din nou. Dăm pe download, se instalează. Bun, dăm open file. Nu știu ce are de nou, nu-mi deschide mie, dar în fine deschidem direct din folder. Bun. Tot ce trebuie să facem e să acceptăm aici, next. Nu bifăm nimic, nu facem nimic, apăsăm din nou pe Next. Apăsăm pe Discord aici, apăsăm pe Install și pur și simplu așteptăm să se instaleze. Install completed. Acum ne pornește din nou Discordul, putem să dăm close la Install Setup. Și ne apare sigla cu Better Discord frumos și cu ce au rezolvat ei pe aici, în fine. Și acum haideți să vă arăt cum puteți să puneți teme pe această platformă care de fapt e tot Discord, dar în fine, înțelegeți voi ideea. Intrăm tot aici, intrăm la Teams, mă rog, eu și engleza mea de baltă, la Teams, Temes, la teme pe românește. Și de aici ne putem alege mai multe teme. Uite, de exemplu, o să-mi aleg ceva. Uite pe asta, că știu că am mai avut-o. Apăsăm pe download, frumos, se descarcă. Frumos. După mergem la downloads. Frumos, avem tema aici. Mergem aici jos la user settings. La Discord, Better Discord. Și dăm în jos până avem pe aici Teams. Bun. Dăm open team folder. Ne apare un folder. Și ce trebuie să facem efectiv să copiem sau drag and drop pur și simplu la fișierul downloadat în fișierul de la Discord. Dăm să activăm tema și pur și simplu avem tema pusă pe Discord fără să am Nitro sau ceva de genul. Se poate observa că nu am Nitro. Am avut când a fost gratis, dar nu, părerea mea e că nu se merită. Și cât despre întrebarea, că știu că o să vină întrebarea, cum îmi fac temă custom, chestia asta nu știu. Probabil pe viitor o să mă interesez dacă văd că chiar face vizualizări clipul și lumea interesată, dar totuși, deocamdată, pentru o revenire, cred că este de ajuns. Oricum, o să mai postez videoclipuri pe canal, stați geană că mai vin tutoriale. Și ce să vă zic, mult noroc și baftă și ne revedem data viitoare. Ciao!